Salutare tuturor, sunt Raul, bine ați revenit pe tutoriale cu Raul. Astăzi vorbim despre un Windows 11 super light, un Windows 11 care m-a impresionat foarte mult. Pot să spun că dintre toate acele imagini cu Windows 11 modificate pe care le-am încercat până acum, acesta de astăzi m-a impresionat cel mai mult. Este vorba de Ghost Spectre Super Light Windows 11. Haideți să vedem cum se comportă ce resurse consumă și dacă poate fi folosit inclusiv pentru gaming. Haideți să începem! Urmărește întregul tutorial și vei vedea de unde poți să descarci Ghost Spectre Windows 11 Superlight, vei vedea cum se instalează pe o mașină virtuală, iar după instalare vom vedea ce conține și ce nu conține acest Windows 11 Superlight modificat, dacă poate fi utilizat pentru gaming, iar la sfârșit vom vedea ce resurse consumă pe 6 GB de RAM și 3 procesoare. Haideți să continuăm. Linkul pentru descărcarea Ghost Spectre Super Superlight îl regăsiți aici, vi-l las și în descriere. Așa cum v-am obișnuit, tot aici pe această pagină găsiți și parola pentru arhiva zip, după ce dezarhivați arhiva Zip veți avea acest folder, iar în folder este imaginea ISO Windows 11 Pro 22 H2 Super Light și Compact. Veți vedea că în momentul în care butați de pe această imagine ISO veți avea mai multe opțiuni. Aveți de ales între a instala Windows 11 Super light sau Compact cu Windows Defender fără Windows Defender. Vom vedea imediat. Voi, face, voi începe instalarea pe o mașină virtuală, îi voi aloca mașinii virtuale 6 GB de RAM și 3 procesoare. Am deschis VirtualBox, am scris la nume Go Spectre Windows 11 Superlight, de aici aleg imaginea ISO, merg unde este locația, merg pe desktop și am acest folder, iar aici este imaginea ISO, bifez Skip Unattended Installation, apoi apăs Next. Am spus că voi aloca în jur de 6 GB de RAM și 3 procesoare. Next, spațiu pe disc voi aloca undeva la 50 și ceva de giga. Finish și începem instalarea Go Spectre Super Light. Vom vedea de unde alegem Super Light sau Compact. Dezvoltatorii ne sfătuiesc pentru instalările pe laptop să folosim Go Spectre Compact instalarea este foarte simplă au fost coase o grămadă de, de chestii din din instalare avem aici și o interfață pentru a începe Windows Setup mergem aici pe prima opțiune apăsăm Windows Setup Setup is starting avem de așteptat acum am făcut ecranul puțin mai mare să vedeți mai bine apăsăm aici next aici este partea de care vă spuneam avem Windows 11 Pro Compact Windows 11 Pro Compact plus Defender, avem Windows 11 Pro Super Light, Super Light plus Defender, uh, Super Light SE care înseamnă uh, fără Defender și a fost uh, șters Start Menu, iar aici avem Super Light cu Defender dar fără Start Menu. Dacă dați click pe fiecare... Variantă. Aveți aici o scurtă descriere. Astăzi voi alege instalarea Windows 11 Pro Superlight plus Defender. Aleg instalarea cu Windows Defender pentru că consider că sistemul de operare ar trebui să fie protejat, iar Microsoft Windows Defender este o alegere destul de bună, având în vedere că este gratuit și este inclus în sistemul de operare. Deci voi alege Windows 11 Pro Superlight cu defender și apăs next. Aici acceptăm termeni și condiții, next și alegem uh, să facem instalarea, next. Acum se copiază fișierele și uh, se face instalarea propriu-zisă. Instalarea va fi făcută cu un cont de administrator, nu trebuie să faceți absolut nimic, nu este nevoie să vă logați cu contul de Microsoft. Ne revedem pe desktop să vedem cum arată Ghost Spectre Windows 11 Super Light, vedem ce lipsește din acest sistem de operare, vedem cum putem adăuga anumite părți care lipsesc, dacă le putem adăuga, vedem dacă este un sistem de operare potrivit pentru gaming și la sfârșit vom vedea ce resurse consumă. Rămâneți pe tutorial. Continuăm. După cum mi-am spus, instalarea se face cu contul de administrator, nu puteți schimba numele de aici, puteți să introduceți o parolă, iar apoi să apăsați finish. La sfârșitul instalării veți, vă veți întâlni cu acest ecran, va dura destul de mult câteva minute, trebuie să aveți răbdare, se efectuează ultimele schimbări pe sistemul de operare, iar apoi veți vedea desktop-ul Go Spectre. Bun, după ce s-au făcut toate optimizările, toate schimbările au fost șterse, toate aplicațiile care nu sunt necesare, a trebuit să dați un restart sistemului de operare, iar acum suntem pe desktop. În primul rând, ce m-a nedumerit a fost faptul că am găsit toate aceste șorcaturi aici la PIND. Aceste programe nu sunt instalate pe sistemul de operare, veți vedea imediat dar în testele mele precedente exact cu această variantă Windows 11 Pro Super Light cu Defender nu am găsit toate aceste shortcut în pin aici în Start Menu. Dar acum, în momentul în care înregistrez acest video, pe această instalare se pare că avem scurtăturile. În fine, nu este foarte deranjant, le putem șterge de aici, putem să dăm uninstall. Ele nu sunt instalate după cum vi-am spus puteți să ștergeți până la urmă, cred că se șterg șorcaturile, după cum vedeți aici la All Apps, toate aplicațiile din sistemul de operare, acele aplicații din PIND nu sunt instalate, după cum vă spuneam. Este un Windows 11 Pro Super Light, în ideea în care vedeți chiar aici ce conține. Conține doar strictul necesar. Nu avem nici măcar un browser, Vedem imediat cum putem instala browser pe acest Ghost Spectre Super light și cum putem face anumite schimbări pe sistemul de operare. Vă spuneam la început că dintre toate Windows-urile modificate pe care le-am încercat până acum, acest Ghost Spectre m-a încântat cel mai mult. Asta nu înseamnă totuși că vă sfătuiesc să faceți instalarea pe un calculator real, nu. Faceți instalarea și folosiți sistemul de operare doar pe mașini virtuale. De ce? Pentru că aceste imagini modificate de diferite persoane nu inspiră încredere. Cel mai sigur sistem de operare modificat pe care să-l folosești pe un calculator real este cel modificat chiar de tine. Poți descărca imaginea oficială Windows 11 și o poți modifica chiar tu. Astfel vei ști că sistemul de operare folosit este sigur. Haideți să continuăm să vedem cum putem instala un browser în Ghost Spectre, cum putem instala alte aplicații, cum putem pregăti sistemul de operare pentru gaming și ce resurse consumă. Ghost Spectre Super Light vine fără o grămadă de aplicații, fără majoritatea aplicațiilor incluse default în Windows 11, dar vine cu două aplicații incluse care sunt foarte utile, odată CPU-Z, probabil știți mai mulți dintre voi această aplicație. Aici în cpu vedeți toate detaliile componentelor calculatorului vostru. În fine nu insist pe această aplicație, ce este mai important este acest Ghost Toolbox, pe care dacă îl deschidem, vom vedea această fereastră unde vom avea o grămadă de opțiuni utile în acest sistem de operare. Aceasta este aplicația pe care trebuie să o accesați imediat după ce ați instalat Ghost Specter. Aici aveți toate opțiunile pe categorie. Aveți tweak-uri, aveți installer, aveți uh, alte aplicații pe care le puteți instala dacă vreți să le folosiți în Windows 11, aplicații care lipsesc uh, default în Ghost Specter. Aici aveți alte opțiuni și sunt recomandate două aplicații, două programe la instalare. Aveți Visual C++ și DirectX. Aceste două aplicații sunt necesare dacă faceți gaming pe sistemul de operare. Haideți să instalăm odată aceste două aplicații Visual C++. Trebuie doar să alegeți opțiunea 16. Vedem aici 16 și 17, alegem 16 și apăsăm Enter, de aici alegem iarăși opțiunea 1 și apăsăm Enter, așteptăm să se finalizeze instalarea, apoi instalăm DirectX, iar apoi vă voi arăta cum instalați un browser, vom instala Brave Browser fără niciun fel de probleme, de asta vă spuneam că funcționează această imagine Windows 11 modificată impecabil față de tot ce am testat până acum, acesta este cel mai bine optimizat Windows 11 modificat. Bun, haideți să instalăm rapid și DirectX. Alegem opțiunea 17, Enter și alegem Online Installer, alegem 1, Enter. Aici acceptăm termeni și condiții, Next. Aici fiți foarte atenți, nu trebuie să instalați Bing Bar, debifați opțiunea apăsați Next și așteptați finalizarea instalării. Am insistat mai mult pe instalarea Visual C++ și DirectX pentru că știu că foarte mulți dintre voi fac și gaming, deci v-am arătat cum puteți pregăti acest Ghost Spectre Super Light pentru gaming. Haideți să vedem în continuare, am spus, să instalăm un browser, vom alege opțiunea 18. Și vom descărca Brave Browser, alegem de aici opțiunea 1 și așteptăm descărcarea și instalarea. De aici nu trebuie să mai faceți absolut nimic. Din această fereastră ați văzut acolo mai multe opțiuni, nu voi mai insista pe această parte. După ce avem un browser pe sistemul de operare, vom vedea ce resurse consumă. După ce am instalat tot ce am avut nevoie, am intrat în Task Manager și vedem aici un număr de procese de 89 și un consum de 1,4 GB memorie RAM, ceea ce este foarte foarte bine pentru un Windows 11. CPU, procesorul stă undeva la 7%, 5%, undeva acolo până în 10%, fără niciun fel de problemă. Asta default, fără nicio aplicație care să ruleze în background. Vedem acum că a scăzut consumul memoriei RAM la 1,3, deci undeva până la 1 giga jumate memorie RAM, este consumul Ghost Specter Super Light Windows 11, iar procesele sunt 89 în total, dacă ne uităm aici, procesele din fundal sunt doar 16, restul sunt procese Windows, restul până la 89. Deci Părerea mea este că se poate folosi fără niciun fel de probleme. Chiar este indicat să folosiți acest sistem de operare modificat, dar, repet, folosiți-l pe o mașină virtuală. Dacă vreți un sistem de operare modificat care să-l folosiți pe un calculator real, modificați-l chiar voi. Am tutoriale în acest sens pe canal puteți urmări acele tutoriale și vă puteți face propriul Windows 11 modificat fără niciun fel de probleme. Haideți să vă mai spun un aspect interesant. Aici haideți să mergem la updates și vedem că update-urile sunt oprite până în 2077. Acest lucru înseamnă că update-urile uh, sunt puse pe pauză. Dacă vreți să efectuați update-urile, tot ce trebuie să faceți este să apăsați aici Resume Updates bănuiesc că funcționează acest lucru, până acum sincer nu am încercat, dar uh, da, se pare că update-urile se descarcă și se instalează fără niciun fel de probleme. Dacă nu vreți să faceți update-uri, puteți să nu apăsați acel buton. Faptul că faceți update-urile înseamnă că este posibil să reprimiți pe sistemul de operare toate aplicațiile și programele care au fost scoase, deci mare atenție. Acesta a fost tutorialul de astăzi. În continuare, dacă vrei să vezi cum poți să îți faci propriul Tiny 11, un Windows 11 Lite cu Tiny 11 Builder, urmărește acest video. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat!